Bună, bine te-am găsit! Daniela Simonescu aici. A venit momentul să vorbim așa despre cum se așează axa nodurilor lunare pentru fiecare dintre noi, mai ales că pe 12 iulie trecem de la axa lunară, nodul sud în Scorpio, nodul nord în Taur, iată la nodul sud în Balanță, la nodul nord în Berbec. Există o emisiune specială, există mai multe emisiuni, mai multe articole, te invit să le cauți, te invit să le vizionezi, însă aici voi veni cu câteva recomandări, pentru că foarte multă lume când se gândește la tranzitele nodurilor are tot felul de idei și trebuie să recunosc că și eu până acum câțiva ani le priveam într-un mod mai superficial, mi se pare atât de important, pentru că vedeți voi, nodurile nu aduc neapărat, nu știu cum să vă explic, tot timpul au o parte din asta mai predestinată. Și după cum îmi spun în emisiunea principală despre nodul sud în Balanță, nodul nord în Berbec, multă lume vorbește despre nodul nord. Dar nu putem vorbi despre nodul nord fără a vorbi despre nodul sud. Că dacă te duci spre nodul nord fără să treci prin nodul sud, degeaba te duci. De altfel, nodul nord este precum un instrument, precum o cârjă, să zicem așa, un punct de sprijin. Și mentorul meu, Dan Ciubătariu, a avut un cuvânt serios de spus în momentul în care am învățat de la el despre tranzitele acestor noduri și le-am verificat foarte mult în ultimii ani. Da? Deci, în momentul în care nodul sud trece pe undeva, el produce un dezechilibru. De ce? Pentru că vrea să ne testeze. Apar evenimentele alea predestinate. Alea, nu știu cum să vă spun, asupra cărora nu ai tu nicio treabă. Că noi vrem să credem că avem liber arbitru, dar cumva mi-am dat eu seama că viața asta este atât de matematică și atât de simplistă, doar că noi vrem să credem în povești, să credem în continuare în povești. Deci pe unde trece nodul sud e un dezechilibru. E cum mi-explica el la un moment dat, e ca și cum tu ai o cameră și dintr-o dată se mută scaunul undeva, canapea undeva și tu mergi și te mai lovești la picior, nu înțelegi ce se întâmplă. De fapt, rolul nodului sud e când trece pe acolo să-ți arate dacă ți-ai învățat lecția nodului sud din harta natală pentru casa respectivă. Mă rog, pentru cei care își cunosc astrogramă natală, pentru cei care au mai multe detalii. Pentru cei care nu au, de exemplu, atât de multe cunoștințe în astrologie, trebuie să știi că acolo unde e nodul sud lucrurile o iau razna și tu trebuie să te duci să folosești nodul nord să echilibrezi nodul sud. Nu să fugi de nodul sud, că noi ne ducem spre nodul nord, că ne e cel mai simplu spre nodul nord. Unde e nodul nord? Dar nu mă duc spre nodul nord doar că sună într-un fel nodul nord, mă duc spre nodul nord să-mi dau seama de ce s-a mutat mobila sau de ce eu mă lovesc, că mi-am creat poate niște tipare și nu sunt poate cele mai potrivite pentru mine. Da? Bun. Deci iată, unde vom avea nodul sud, lucrurile se dau puțin peste cap și unde e nodul nord putem să ne ducem acolo în mod activ, că de-aia ne-e mai ușor să ne ducem spre nodul nord, că acolo putem să facem noi lucruri, avem mai mult control. Asupra nodului sud nu avem control. Dar dacă ne ducem prea mult spre nodul nord, după cum vă spuneam, și uităm de partea aia, ele sunt întotdeauna legate. Nu există unul fără altul. Nu există nod sud fără nodul nord, nu există nod nord fără nod sud. Ele se urmăresc permanent. Da? Și după cum vă spuneam, de pe 12 iulie, iată, anul acesta, până undeva până pe 29 ianuarie 2025, dacă mă înșel, nodul sud e în balanță, nodul nord e în berbec. Ce vrea balanță? Echilibru. Ce vrea nodul sud? Dezechilibru. Și uite așa, pentru fiecare dintre noi se reactivează un dezechilibru al echilibrului și ce ne învață nodul nord în berbec? Să luăm noi frâiele și să schimbăm noi ceva astfel încât să echilibrăm zona respectivă. Bun. Te emiți totuși să vezi emisiunile respective, să înțelegi mai multe despre varianta mea despre nodul sud și nodul nord. Acum vom vorbi despre fiecare. O să insist foarte mult pentru cei care vă cunoașteți ascendentul, dar și pentru cei care vă cunoașteți astrograma. Cumva, tranzitele nodurilor lunare sunt foarte importante când trec pe cuspidă. Că știți că nodurile sunt întotdeauna retrograde, ele vin din spate, așa, nu sunt în mersul normal, în mersul direct al planetelor. Și e un moment foarte important când nodul sud sau nodul nord, mai degrabă nodul sud, trece peste o cuspidă. Așa că cei care vă știți astrograma, știți mai bine în Placidus, de exemplu, că eu lucrez în Placidus, ăla este un punct important, că nodul sud trece peste cuspida unei case. E ca o concluzie la tot ce s-a întâmplat de când a fost în casa respectivă. Da? Bun, păi hai să ne uităm așa. Deci dacă vă știți ascendentul, vă rog, cei care nu vă știți ascendentul, puteți asculta recomandări, dar atenție, care recomandări? Pentru că nodul sud
aduce o oarecare tendință, dar trebuie să mai fie și alte evenimente pe acolo să se întâmple lucruri. Mai degrabă, nodul nord ar trebui să fie, unde ar trebui să învățăm o limbă străină să ne fie mai bine. Da? Bun. Începem cu berbecul sau cei cu ascendentul în berbec. Bineînțeles, nodul sud este în casa 7, casa relațiilor. Pentru voi va conta să meargă relația, pentru voi va conta că partenerul nu face, nu drege, pentru voi dezechilibru va avea loc pe toate parteneriatele, fie afective, fie profesionale. Dar unde e nodul nord? Zice că în relația aia tu nu vei funcționa până nu, când nu ți întorci atenția asupra ta. Te vei duce către ceilalți și vei întreba, dar cum e bine? E bine așa? Nu e bine, cum zic ei. Niciodată cu nodul sud în casa 7, mai ales în tranzit acum, nu o să fie bine cum zic ceilalți. Nu știu, o să ai tendința asta. Bine va fi cum crezi tu, după care te duci la ceilalți să vezi cum e relația pe care o vei avea. Deci, cu alte cuvinte, până în 2025, dezechilibrul la tine va fi pe zona relațională. Și atenție, când zic dezechilibru, voi să nu o luați iar razna, cum primesc comentarii, aoleu, ce se întâmplă, Daniela? Aoleu, nu mai scap de dezechilibrele din ultimii ani? Nu, da? Tendința asta de a primi, de a-mi lăsa comentarii, nu se mai termină, Daniela, necazurile. Viața, dragi și dragile mele, e cu necazuri. Important e, știți, fără mai de liber arbitru pe care o avem și pe care voi o veți avea până în 2025, e către voi, către eu cu sănătatea mea, fizică, emoțională, mentală. Ca să nu mai stau ancorat, că nu merg relațiile și să dau vina pe ceilalți. Nu, eu am făcut tot ce ține de mine, eu sunt sănătos, eu învăț lucruri noi, eu am grijă de propria identitate, eu știu cine sunt. Unul dintre cele mai rele lucruri pentru o persoană cu marcaj de berbec în hartă este să nu știe cine este. E grav, credeți-mă. Când o persoană care are soare în berbec, lună sau ascendent în berbec, nu știe cine este, trăiește degeaba pe această planetă, cel puțin din punct de vedere astrologic. În momentul în care ai marcajul ăsta, trebuie să știi. Și nu neapărat din punctul ăsta de vedere, asta mi este vârsta, înălțimea, numărul de kilograme, circumferința tare, nu, și astea. Mai degrabă, ce principii, ce valori, cu ce intri tu într-o relație? Pentru că dacă tu nu știi cine ești și intri într-o relație, nu o să intri într-o relație bună și la un moment dat apar dezechilibre în relație și credeți-mă, până în 2025 vor tot apărea. Și dezechilibrele alea nu sunt menite să începeți să vă supărați pe ceilalți, ci să vă dea de gândit. Bă, da, cine sunt eu? Ce vreau eu de la viața mea? Cum am construit până acum? Ce aștept? Cine sunt? Și voi până în 2025 nu vă supărați pe ceilalți, indiferent de ce se întâmplă, ci întorceți-vă de fiecare dată către voi. Iată, trecem acum la cei cu, la Taur sau cei cu ascendentul în Taur. Bineînțeles, la voi nodul sud se duce pe casa 6 și, bineînțeles, nodul nord pe casa 12-a. Despre ce vorbim? Casa 6. O exces de zel, de muncă, o rutină, obiceiuri ciudate, exagerate. Acolo va apărea dezechilibru la voi. Efectiv, la muncă până în 2025 și cu sănătatea, nu o să, plus că gândiți-vă că arhetipul balanței e unul în care vrei să le faci pe plac tuturor. Să te înțelegi cu colegii, să te înțelegi cu șefii, să te înțelegi cu toată lumea din jurul tău cu care colaborezi, da? Să faci treaba în casă, să te ții de chestiuni administrative. Vrei să mulțumești pe toată lumea. Și pe urmă o să zic că, da, nimeni, toată lumea se poartă cu mine ca și cu un slav. Nimeni, domnule, nici doctorii nu mă ascultă, nu mă cred că uite așa și pe dincolo, nici ăștia la serviciu, nici ăștia acasă. Ce zice nodul nord în casa 12? Zice, mă, te-ai cam abandonat pe matale. Cu nodul nord în casa 12-a, e bine să faci curățenie. E bine să stai din când în când cu tine însuți, fără stresul ăla zilnic. Dacă voi vreți să vă faceți rău, iată, până în 2025, stați zi de zi în stres. Stați în zi de zi cu acel cortizol. Și dați vina pe ceilalți. Da! Dați vina pe ceilalți să stați acolo. Nu. Duceți-vă către nordul nord în casa în 12. Fie că vă duceți într-o biserică din când în când, într-un templu, neapărat o biserică, că aveți o călătorie din asta peste mări și țări, că vă apucați de meditație. Luați-vă puțin
din nevoia de a fi people pleaser, de a le face pe plac tuturor. Că eu știu, omul când le face pe plac tuturor, crede că mamă ce face. Dar nu, e o formă de control asupra celorlalți, să știți. Că vrem, ne plac părerile lor. Noi trăim prin părerile altora, prin stres. Deci dacă vreți să vă fie rău până la începutul 2025, stați în stres, zi de zi. Not în ordine, în casa 12, ce mai retrage de acolo, mai stai cu tine, mai lasă, mai vezi de ce ești așa stresat, de ce stai în situațiile alea toxice. Doamne, Doamne, trecem acum la gemeni sau cei cu ascendentul în gemeni. Bineînțeles, nodul sud în casa 5. Vă bateți cu pumnii în piept, nodul nord în casa 11. Ce ar trebui să faceți? Să nu vă bateți doar voi cu pumnii în piept, să-i mai căutați și pe alții care se bat cu pumnii în piept. Adică nu sunteți rege, nu e totul despre voi. Mulți veți chestiune legate de copii. Să știți că aici apar niște situații mai complicate. Poate că vreți să vă faceți copii, lucrurile nu se întâmplă atât de repede și sunteți prinși acolo într-o cursă din asta, într-o nebunie sau aveți copii și, nu știu, ați divorțați, vreți să divorțați, copiii nu vă ascultă și vă raportați doar la zona asta. Dar ce zice nodul nord în casa 11? Măi, mai fă-ți planuri. Acum, repede, planul de berbec, nodul nord în berbec, schimbă ceva. Nu mai sta acolo. Da, adică schimbă ceva. Ce mai zice nodul nord în casa 11? Dom'le, du-te fără rost de un forum, de un grup pe Facebook, de o comunitate și du-te și învață. Expune-te oamenilor, fă-ți prieteni, fă-ți noi prieteni. Da? Pentru că în momentul în care intri într-o zonă din asta de egoism, știți cum sunt copiii aceia? În primii ani de viață, lumea lor. Totul e a meu, masa e a mea, tata e al meu, mama mea, bunica mea, totul e al meu. Cam așa veți fi voi. Da? Atenție doar către voi, voi. Nu contează, plângeți, râgeți, voi vreți atenție. Dar pe urmă când copiii sunt duși în comunitate, în primă fază, e neplăcut că nu mai primiți doar voi atenția. Dar și când vă integrați. Ce bine e când faceți parte dintr-un grup. Nu e așa? E cam asta vrea să vă învețe nodul nord. Să vă dați seama că nu sunteți singuri pe acest pământ și că mai sunt și alți oameni de care trebuie să țineți cont. Bun, trecem acum, iată, la rac sau cei cu ascendentul în rac. La voi nodul sud în casa a patra. Casa voastră preferată. Neamurile. Vor apărea multe dezechilibre acolo. Nimic nu mai e cum era. Cu nodul sud în balanță, credeți-mă, până la începutul 2025, relații cu rude, relații cu frați, verișori, bunici, părinți, totul este un dezechilibru și, bineînțeles, pe voi vă va afecta, pentru că sunteți printre primii afectați și cum vreți să le faceți pe plac tuturor, o să vă sacrificați, știți, o să vă sacrificați enorm. Dar ce zice nodul nord în casa 10? Dom'le, rolul tău în societatea asta nu este să te rupi în bucățele, să fii și pe placul părinților, și pe placul bunicilor, și pe placul mătușii, și pe placul verișoarelor, și pe placul fraților. Nu! Tu trebuie să-ți dai un rol. Tu trebuie să fii autoritatea în ceva, mai ales pe plan profesional. Pentru că altfel te vei rupe în bucăți, nu ceilalți. Senzația ta este că ceilalți își bat joc de tine, că ceilalți nu te apreciază, că ceilalți nu văd ceea ce faci. Nu, e vorba de faptul că tu nu te apreciezi, tu nu-ți dai un rol și de-aia te rupi în bucăți. De altfel, pentru voi profesional, să știți, aș putea spune că oricât de mult v-ați chinui pe plan familial să-i mulțumiți pe toți până în 2025, nu o să reușiți. În schimb, dacă vă duceți spre zona profesională, cumva, nu o să mai dați atât de multă importanță în ceea ce se întâmplă acasă. Că dacă stați doar în zăpăceala cu probleme din familie, normal că nu mai ieșiți de acolo. Dar dacă aveți un job, aveți o carieră, aveți un rol, sunteți autoritate în ceva, vă mai luați mintea de acolo și identitatea asta e foarte importantă pentru voi, să știți. Bun, țineți cont că fiind noduri pe semne cardinale, pe voi chiar vă activează această axă a destinului și a karmei. Iată, nodul sud în casa a patra. Mi se pare că ce e în familie doar la voi vi se întâmplă. Mi se pare că în alte familii nu se întâmplă așa ceva. Nu. Familia e importantă pentru voi din naștere, dar ăsta e un moment în care poate învăța să faceți un echilibru. Viață profesională versus viață profesională. Trecem acum, iată, la leu sau cei cu ascendentul în leu. Vedeți voi cu nodul sud în casa a treia, nodul nord în casa a noua. Cumva nu veți mai fi singurul care va vorbi într-o cameră. Cumva
nu veți mai fi singurul care le știe pe toate într-o cameră. Cumva nu mai aveți voi soluție la absolut orice. Cumva nu o să fiți voi cei mai deștepți de undeva. Și cu nodul înalt în casa a noua, în loc să vă cereți drepturile și să vă supărați pe ceilalți, ziceți, mă, cum ar fi să urmez eu o nouă școală? Cum ar fi să fac eu un nou curs? Ia să învăț, mă, că unii sunt mai deștepți ca mine. Adică, da, am citit o carte. Am citit o carte din domeniul ăsta și deja știu că le știu pe toate. Deja cred că le știu pe toate. Nodul nord în casa noua zice, sunt alții care știu mai bine ca tine și nu doar pentru că au citit o carte, ci pentru că poate au studiat și au o diplomă în acest sens. Deci pentru voi până în 2025, învățare, educație, dar atenție, la nivel abstract, nu doar la nivel practic, am citit o carte și gata, mă consider specialist. Na, știți cum e? Ca persoanele astea, citesc eu o carte de nutriție, citesc eu o carte de psihologie sau și de astrologie, că mi se întâmplă des, și dintr-o dată sunt specialiști, că știu să vorbească despre, că au citit, e cartea recent citită. Ei bine, nu... Și nici voi nu trebuie să-i credeți pe oamenii ăștia. Și cu nodul sud în casa a treia, multe evenimente, cum să vă spun, din astea, cu oamenii cei mai apropiați, vecini, verișori, prieteni, oamenii ăștia care sunt tot timpul cu voi. Da? E un dezechilibru acolo. Nu se mai puteți urma ca până acum anumite evenimente, da, anumite situații. Și cu nodul nord în casa a noua, călătorit, studiu, spiritualitate. Trecem acum, iată, la Fecioară sau cei cu ascendentul în Fecioară. La voi nodul sud este în casa a doua și nodul nord este în casa a opta. Bineînțeles, veți avea tendința aceea, vor fi foarte multe dezechilibre pe plan financiar. Ce înseamnă asta? Înseamnă că o să vreți mai mulți bani. Împrumuturi, vă ceți către nodul nord, împrumuturi și considerați că voi știți cel mai bine cum e cu banii la nu. Toate fluctuațiile financiare prin care veți trece, de fapt, vă vor învăța următoarea situație. Să vă duceți puțin către nodul nord în casa auta. Și știi ce zice? Mai întreabă-mă și pe alții cum e cu banii. Mai educă-te. Mai vorbește cu un specialist financiar. Adică vei avea senzația că mor de foame și că o să rămâi fără bani și că aulă ce se întâmplă. Deși poate nu se întâmplă, dar sunt fluctuații. Și nu-i mai bine întreb tu pe cineva din jurul tău, mă ajut dacă trec prin moment greu, mă pot baza pe tine, adică decât să faci prostii, să te îndatorezi sau alte prostii sau alte chestii, învață cum să gestionezi ceea ce ai tu. Adică cu nodul sud în casa a doua, știți cum e nodul sud? E la extreme, când prea mult, când prea deloc. Și voi s-ar putea să aveți momente în care aveți mult, momente în care n-aveți și stați cu frica aia. Și ce vă recomand? Iată. Să vă duceți către ceilalți, să întrebați, poți să mă ajuți în caz de, da, sau să vorbiți cu oameni. Cum aș putea? Am educația financiară pe toate, peste tot. Peste tot este educația financiară, da? Și vedeți că cu nodul sud în casa a doua vorbește și despre relația voastră cu mâncarea. Dintr-o dată să ziceți până în 2025, nu mai mănânc aia, că am citit eu într-o carte, am văzut eu pe YouTube și vă dați peste cap toată flora gastrointestinală sau cum se numește, tot ce e înăuntru. Da? Deci orice dezechilibru legat de bani sau de sistem alimentar, de ce băgați în voi, s-a dus. Efectiv, vă dă peste cap. Orice exces, orice extremă nu este bună. Deci acum, iată la balanță sau ce cu ascendentul în balanță. Nodul sud în casa întâi. Și bineînțeles, dezechilibre pe sănătate. Nu mai știți cine sunteți, o luați razna și vreți atenția asupra voastră. Dar cumva cred că e o perioadă în care trebuie să învățați să comunicați cu ceilalți, să stați în relație cu ceilalți, chiar dacă nu vă convin lucruri. Adică înainte de a lua o decizie majoră până la începutul 2025, eu m-aș consulta cu partenerul, m-aș consulta cu părinții, chiar și profesional sau pe parte de business, de partea asta de afaceri, întotdeauna m-aș consulta. Eu nu aș face niciodată lucrurile de singurel. Dacă am o problemă de sănătate, să nu intru eu pe Google să-mi găsesc medicamentație sau să-mi găsesc tot felul de suplimente. Un exemplu simplist. Citiți voi că aveți nu știu ce afecțiune și citiți repede pe internet că există un supliment pentru. Un exemplu simplist. Și vă duceți la farmacie sau în centrele astea și luați suplimentul. Neștiind că suplimentul ăla vă face rău la altceva. Și data viitoare când vă duceți să vă faceți analizele, nu aveți doar afecțiunea pe care o aveți înainte, mai aveți încă una. Și nu înțelegeți ce s-a întâmplat. Păi da, pentru că ați făcut de singur, de capul vostru, da? Deci până în 2025, sfatul meu este să nu faceți nimic
singur, ci să vă duceți către ceilalți ca să știți ce faceți. Ajutați-vă, cereți sfaturi, da? Partea asta e importantă. Voi de obicei aveți tendința asta, dar cumva acum cu nodul sud ziceți gata. Ori mă iau doar după ceilalți, ori fac doar cumva. Nu, undeva trebuie să ajustați. Adică vă ascultați și pe voi, îi ascultați și pe ceilalți și pe voi luați o decizie. E foarte, foarte, foarte important la voi cu sănătatea, cu înfățișarea și oarecum cu rolul vostru în viață. Trecem acum iată la Scorpion sau cei cu ascendentul în Scorpion. E bine, dragii mei, la voi nodul sud este în casa a 12-a și nodul nord este în casa a 6. Cumva vă va plăcea să suferiți unora dintre voi mult până în 2025 și să stați în relații și aveți impresia că sunt mai bune, dar sunt mai proaste decât alea dinainte. Să stați în locuri de muncă, să credeți că sunt mai bune, dar sunt mai proaste decât alea alte. Și tendința asta de a vă sacrifica, dar nu știu pentru cine și pentru ce. Că trebuie să vă dați seama, de ce stau eu în lucruri? De ce stau eu în lucruri? Chiar de ce stați voi în lucruri? De ce stați în relații? De ce stați în locuri de muncă? De ce stați în parteneriate? De ce, de ce, de ce, de ce? Pentru că trebuie să recunoașteți că nu aveți putere absolută, control absolut. Da? Și apar foarte multe dezechilibre de casa a 12. Acum multora le place să zică chestii karmice, frici puternice, angoase, oamenii dragi care suferă, dezlipiri de anumiți oameni, dintr-o dată, cum să vă spun, decizia de a pleca, de a părăsi țara, de a părăsi o familie și vă duceți în niște zone din astea îndepărtate. Ce zice nodul nord în casa a 6? Păi decât să stai tu în atâtea frici și decât să faci tu atâtea chestii nepotrivite, hai să luăm cu începutul. Hai să fiu mai practic. Că vouă, dragii mei, câteodată vă lipsește simțul practic. Și în momente din astea când nodul sud trece prin balanță în casa 12, acum va trecutul vă bălângăne în cap, vă sună în cap așa ca un clopoțe. Dar nodul nord în berbec în casa 6 și domne, unde muncesc acum? Păi să muncesc. Zice, domne, decât să stau în situații toxice și să mă îmbolnăvesc, nu mai bine mă duc eu la doctor înainte de a mă îmbolnăvi, înainte de a trage mai mult decât e cazul de mine. Casa 6, domne, să verific și sănătatea celor dragi, ca să nu mă apuce pe urmă dintr-o dată o chestie și trebuie să mă sacrific pentru ei. Adică să renunț, să abandonez viața proprie pentru alții. Hai să fac tot ce ține de mine. Hai să fac tot ce ține de mine de schimbarea stilului de viață. Ce mănânc, cât dorm, unde mă duc, cu cine vorbesc. Adică dacă tu stau în niște situații care se repetă, bucla aia, nu destul de o buclă, hai să fac ceva practic aici și acum, astăzi, nu mâine și nu răspui mine și în niciun caz să mai fac cum am făcut ieri. Pentru voi, aziul e cel mai important până la începutul lui 2025. Dacă v-a părăsit, dacă v-a înșelat, dacă v-a trădat, dacă v-a mințit, dacă acolo nu v-a ieșit, credeți-mă, cu toții avem chestiile astea. Voi oarecum le intensificați și pot să cred. Dar, dragii mei, cu toții vrem o viață mai bună, sunteți de acord cu mine? Nu doar să ne chinuim, că sadomasochismul în doze mici e bun pentru tot, pentru toată lumea. Dar momentul în care le întinzi așa, la ce te ajută? Nu te ajută la nimic. Te duci spre nodul nord în berbec și zici, domnule, o viață cumpătată. Voi aveți nevoie de o viață cumpătată până în 2025. Deci acum iată la săgetător sau cei cu ascendentul în săgetător. Cumva, dragii mei, cu nodul ăsta sud în casa 11-a, dintr-o dată ori vă supărați pe toți prietenii, ori deja vă blenduiți, vă dizolvați în comunitatea din care faceți parte. Dar ce zice nodul nord în casa a 5-a? Lasă, domnule, că de distracție mai ai timp de ieșit în oraș. Poate faci un copil, sau poate petreci mai mult timp cu copilul, sau poate descoperi tu o pasiune. Pasiune care nu va fi întotdeauna îmbrățișată de cei din jurul tău. Să nu ai pretenția ca dintr-o dată toată lumea să zică, vai, te-ai apucat de pictură, ce frumos! Te vei duce, vei vorbi cu ei și le vei zice, vai, dar am pictat și am găsit și ei vor fi plictisiți. Și nu înțelegi ce se întâmplă. Nu e vorba de alții. Până în 2025 e vorba de tine. Casa a cincea vorbește de propria fericire care nu depinde neapărat de ceilalți, ci depinde de noi. Casa a cincea vorbește, bineînțeles, și de partea asta de copii, după cum îți spuneam. Mai vorbește și de rezolvarea momentelor grele din copilărie. Trebuie să o recunoaștem.
oricât de șmecheri am fi noi și oricât de mult am considerat noi că ne vindecăm singuri, că așa cred mulți oameni, că se vindecă singuri și că sunt cei mai tari, cei mai mari. Nu, Dostanur Dâmberbec zice, ia frâiele în propriile mâini, dar mai ascultă și niște persoane, da? Niște specialiști. Da? Atunci când ai aspecte în casa 5, vrei să ai cel mai bun, cel mai bun specialist, cea mai bună roche, cel mai bun set de pictură. Da? Adică caută oamenii care să te învețe să te iubești. Sună ciudat. Dar tu, de fapt, despre asta e vorba, că dacă acei prieteni nu te ajută să te iubești mai mult, nu înseamnă să-i trimiți în altă parte sau să dispară, ci modul în care te raportezi tu la tine va schimba și modul în care te raportezi la ei. Și chiar ai nevoie să înveți să fii mai fericit până la începutul 2025. Trecem acum la Capricorn sau ce e cu ascendentul în Capricorn? O să spun o chestie care cred că nu o să vă convină multora dintre voi, pentru că nodusul la voi este în casa 10. Și casa 10 ține de carieră și de statutul profesional. Ori voi pentru asta trăiți. Nodul nord este în schimb în casa 4. Tot ce ține bază, familie, cămin, gospodărie, refugiul interior, după cum vă spun de fiecare. Echilibrul. Da? Ei bine, voi până la începutul de 2025 veți trece prin evenimente extremiste legate de casa 10. Ori vreți să ajungeți cât mai sus pe culmile carierei, ori vi se ia și nu mai vreți deloc. Când ai un nod sud în casa 10, fie în harta natală și sau în tranzit, de data asta în tranzit, ca să fie lucrurile mai bune acolo, tu trebuie să te duci spre casa opusă. Dar nu înseamnă că fugi, ci trebuie să-ți faci un echilibru între cele două noduri. Și ce zice nodul nord în casa 4? În manual o să zice să-ți faci o familie, dar ta nu zice nimeni să nu-ți faci o familie, ci mai degrabă să-ți creezi tu un colțișor, cum să vă spun. Fie o cameră, fie o casă, fie un grup din care sentimentul de apartenență te va ajuta enorm. Apartenența față de vecini, față de o comunitate, față de o familie pe care efectiv ai nevoie să stai acasă, să gătești, să îngrijești o floare, mai ales dacă e singur, să ții poate un animal. Ai nevoie să mai ai și altceva pe lângă parte de afacere, de business, de carieră, mai ales dacă nu ai. Și cei care aveți, stați mai mult pe acasă până în 2025. Da. Adică, dacă vreți să vă funcționeze mai bine cariera, că pe voi asta vă motivează. Dacă vreți să vă funcționeze mai bine cariera, stați mai mult pe acasă și ocupați-vă de gospodărie, de lucrurile astea administrative, de chestiile astea legate de probleme familiei și cariera va merge mai bine. Credeți-mă, cu siguranță. Altfel, nu vă speriați, că nu sunt aspecte neplăcute pe carieră, doar că undeva ați pierdut controlul și poate până la începutul 2025 veți învăța să faceți un echilibru. Știți, nu cred în echilibru perfect, viață profesională, viață profesională, dar câteodată una când e așa, una e așa, dar o ridicăm și pe cealaltă și tot timpul suntem așa, știți? Asta vă recomand vouă până la începutul de 2025. Deci la vărsător sau cei cu ascendentul în vărsător? Apoi, dragii mei, la câte cursuri ați fost în ultimul timp? Câte călătorii ați fost? Câte diplome v-ați luat? Și ce ați făcut cu ele? Mult. Adică v-ați mai lua. Ați mai face și aia, aș mai învăța și aia, puteai că mi-a apărut și aia, aș mai vrea să mă îmbunătățesc acolo și mai lua o diplomă. Dar de pus în practică, dragii mei, când le puneți în practică? Când faceți ceva cu ele? Când faceți bani după ele? Când le dați mai departe? Când îi învățați și pe alții ce ați învățat voi? Că despre asta e vorba, nodul sud în casa. Nu am balanță. Păi să mai am și o diplomă, că de bine pe perete. Păi să mă mai duc și acolo, că de bine să spun că am acolo. Să fac, să dreg, să călătoresc, să călătoresc, să călătoresc. Nodul nord în casa 3 zice, domnule, călătorește. Dar mai călătorește și pe lângă tine. Eu te numai boacă ne fac. Așa. Călătorește și pe lângă tine. Asta unul la mână. Doi la mână. Și tot ce ai învățat în ultima perioadă, pune în practică. Fă-ți un cont de Facebook, fă-ți un vlog, apari, scrie, desenează, oferă-le și celorlalți informația ta. Nu mai ține în capul tău abstract și găsește o metodă prin care să o dai mai departe, o metodă practică. O practică pentru tine, în primul rând, pentru că atunci când ai prins-o abstract, nu te-ai învățat la nimic. Da? Cum e și în astrologie, dragii mei. Poți să înveți să citești cărți, să faci nu știu câte școli, nu știu câte cursuri, credeți-mă. Astrolog nu te face nicio școală și niciun curs. Astrolog te faci singur, singurel. Și mi se pare că e valabil pentru orice domeniu din acesta, spiritual, ezoteric sau legat de pasiune. Da? Nu.
acolo e vorba de tine, că poți să citești 15.000 de cărți, cam asta vă spune voi, indiferent de domeniul, poți să citești cărți, faci școli, te duci la cursuri, călătorești. Dar ce faci cu ele? Ai dat banii pe ele, ai pierdut timp și unde se văd? Deci, cam asta va trebui să învățați voi până în 2020 și cumva bănuiala mea e că e nevoie de o reconectare cu verișori, cu frați, cu vecini, cu oamenii cei mai apropiați. Da? Deci, acum iată la pe sau cei cu ascendentul în pește. E, treaba aici. Ce avem noi aici? Avem nodul nord în casa a doua și nodul sud în casa a opta. Dintr-o dată vă veți trezi că nu mai sunteți apreciați financiar și că nu primiți banii pe care îi meritați. Fie ar să fie, domnule. De asemenea, nodul sud în casa a opta. Casa a opta e un loc unde pierde multă energie și pierdeți când sunteți cei mai țanțoși, așa ziceți că ați luat o pastilă de ceva, când sunteți, n-aveți pic de energie. Ce zice nodul nord în casa a doua? Păi, în primul rând, să găsești noi metode de a face bani. Da. Adică decât să te plângi că nu te mai plătesc, că ia unde lucrezi tu cum ai vrea, mai ales că voi l-aveți și pe Saturn în casa întâi și un moment de maturizare, caută tu noi metode de a face bani. Creează-ți tu tot felul de soluții. Poate mai fac un mileu, poate mai vând o prăjitură, creează-ți tu soluții prin care să faci bani. De asemenea, vedeți, casa a doua ține de alimentație. Decât să te plângi că n-ai energie și să stai așa cu nodul sud în casa a opta, păi poate te duci la doctor, poate îți dă niște suplimente, poate zice mănâncă așa, nu mânca așa, da? Adică nodul sud în casa a opta pierde energie, ți se pare că se duc banii, ți se pare că nu. E vorba de nodul nord în casa a doua și zicem așa, cum pot să mai fac eu bani? Adică decât să mă cer cu unii că nu-mi dau banii care consider că îi merit, păi caut în alt loc de muncă. Îmi fac un plan. Adică pentru voi v-aș recomanda că până la început de 2025 să faceți un plan ce ține de voi, nu de alții. Un plan la modul, eu vreau să fac asta, nodul nord în berbec, dar nu nenorociția, nu mi-au plătit salariul, nu-mi dau o creștere, nu-mi fac, nu-mi dreg și tot așa. E vorba despre de ce stau eu în locul ăsta? Bineînțeles, pentru unii o schimbare poate să apară așa, dar pentru unii o schimbare trebuie să apară în timp și spațiu. Iar pentru voi, dragii mei, aș avea grijă la alimentație, foarte mult, aș avea grijă la cum îmi păstrez energia, că dacă oamenii ăia nu mă plătesc mai mult, deși eu am nevoie, păi de ce să mai stau 2 ore suplimentare ca să arăt eu cât de cocoș și cât de tare sunt? Nu, domnule, alea 2 ore mă duc acasă. Dacă ți se spune să stai 2 ore, spui, așa? Așa, unde-s banii? Timpul meu. Dar eu sunt ferm convinsă că mulți dintre voi vă stresați pentru că aveți tendința asta de a demonstra, de a alerta, de a le face pe plac să primiți, iată, atenție. Da? Deci pentru voi nu e vorba de ce nu mă plătesc ea la adevărata valoare, care e adevărata mea valoare, că nici nu știați așa. Și dintr-o dată, unde pot să fac rost de banii ăștia? Și bineînțeles, energia. Și aș mai fi atent. Vedeți voi, casa 8 are legătură și cu partea asta de intimitate. Pentru cei care au avut, să zicem, niște probleme, acum vor fi aduse la suprafață și nu mai scăpați de ele, pe care vor fi momente în care parcă nu mai aveți aceleași nevoi, parcă vreți altceva, trebuie discutat cu partenerul din acest punct de vedere. Și cei care treceți printr-un divorț sau printr-o separare, printr-un partaj, îmi este puțină teamă, să știți, până la început de 2025, că lucrurile nu sunt... Nu vor fi deloc simple, nici energetic, nici financiar. Să vă priască recomandările mele. Nu uitați, nodul sud vine cu dezechilibru, nodul nord ne ajută să echilibrăm, dar oarecum cele două nu funcționează unul fără celălalt.